Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Iată că s-a întors o carte pentru citirea de astăzi, pentru această frumoasă zi de luni, 18 septembrie 2023. Haideți să vedem care vor fi cărțile și care vor fi previziunile pentru această zi. Această zi de luni, da? Ziua de început de nouă săptămână, da? Iată că prima carte în această etalare, dragilor, este aceasta cu numărul 40, așadar numerele 4 și 40 pot fi semnificative pentru tine în această zi de luni. Această carte vorbește despre chakra a șasea și arhanghelul Metatron. Da, este o carte cât se poate de semnificativă când vine vorba de viața dumneavoastră, de visurile voastre, de aspirațiile voastre în aceste momente, da? Văd că, într-adevăr, sunteți într-un moment cheie al vieții dumneavoastră, un moment în care ați vrut să faceți curățenie în viața dumneavoastră și ați reușit unii dintre voi, alții încă faceți acest lucru, da? Important este că vă lăsați călăuziți de vocea interioară a sufletului vostru, a ghidării voastre interioare, a intuiției voastre. Și să știți că dacă veți face așa și în continuare, dacă veți asculta de această voce micuță din sufletul vostru, niciodată nu veți da greș, dragii mei, dragele mele. Iată că prin această carte nu veți face altceva decât să doriți să vă clarificați viziunea pe care o aveți despre viața voastră, despre aspirațiile voastre pentru această existență a dumneavoastră. Da? Da, din acest punct de vedere, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi veți dori să petreceți mai mult timp vizualizând, da? Pentru că veți vedea în momentul în care încercați să vizualizați dorințele voastre împlinite în viața dumneavoastră, nu faceți altceva decât să vedeți cât de clară vă este viziunea, vă este perspectiva în acest sens, da? Și dacă într-adevăr reușiți să vizualizați acele lucruri ca fiind împlinite, înseamnă că viziunea voastră este clară. Dar dacă nu veți reuși să le vizualizați, atunci înseamnă că aveți blocaje pe undeva și înseamnă că ceva nu se leagă în subconștientul dumneavoastră, da? Înseamnă că aveți convingeri sau gânduri care nu se potrivesc cu profilul acelor dorințe ale voastre. Da, de aceea va trebui să căutați o mai mare clarificare, o mai mare purificare a subconștientului vostru și a viziunii voastre asupra acestor dorințe. Hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte, dragii mei, iată că este cea cu numărul 13, așadar numerele 1, 3, 4 sau 13 pot fi semnificative pentru tine în această zi de luni. Iată că această carte vorbește despre constrângeri financiare, da? Este posibil să te lovești de aceste probleme în această zi sau în această perioadă, da? Cu atât mai mult cu cât văd că mulți dintre voi v-ați întors la viața voastră obișnuită, după ce ați sărbătorit mai mult decât de obicei, da? După ce poate că unii dintre voi v-ați petrecut ceva timp la malul mării sau în altă destinație pe care ați ales-o pentru vacanța voastră, sau pur și simplu poate că ați petrecut mai mult timp liber acasă și acum trebuie să vă întoarceți la îndeletnicirile voastre, la responsabilitățile voastre zilnice. Și acest lucru, probabil că pentru unii dintre voi este destul de anevoios, pentru că văd că au survenit anumite schimbări la locul de muncă sau acolo unde activați, da? Poate că unii dintre voi aveți o activitate pe cont propriu, da? Și văd că aceasta se poticnește și merge destul de încet, da? Din acest punct de vedere, văd că, într-adevăr, afacerile pentru voi se poate să stagneze puțin, da? Se poate să nu prea meargă.
Și din acest punct de vedere, iată că rezultă această perioadă de constrângeri financiare, da, pentru voi. Da, o perioadă în care vă este mai dificil să faceți față cheltuielilor zilnice și așa mai departe, da. Poate că nu veți reuși să vă achiziționați tot ceea ce aveți nevoie. Da. Sau poate că va trebui să mai așteptați până când veți avea acel job de vis în care să aveți și voi un salariu care să vă merite, pe care să-l meritați. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că vine din partea îngerașului Ivon. Acest îngeraș îți spune, ai o legătură specială cu animalele. Animalele de pe pământ și din ceruri sunt vegheate de îngeri. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că, într-adevăr, în această perioadă și nu numai, te văd pe tine într-o conexiune deosebită cu animăluțele din jurul tău. Dacă ai cel puțin un animal prin casă sau pe lângă casă, da, văd că te vei îngriji în mod deosebit de acesta. Îl vei mângâia, vei avea grijă de necesitățile sale, astfel încât și acesta vei vedea te va răsplăti fără doar și poate printr-o mângâiere, pur și simplu prin dorința de a-ți fi aproape. Da? Și ce poate fi mai mângâietor decât această atitudine a acestui animăluț care își manifestă dragostea lui necondiționată față de noi în orice moment al vieții noastre, da? Ești chemat de către acest îngeraș Ivon de această dată, dragul meu sau draga mea, să-ți amintești că ești foarte apreciat sau apreciată pentru munca pe care o depui în favoarea acestor animăluțe care oricum nu au pe nimeni aici pe pământ, da? Iar tu te-ai oferit să fii un fel de ocrotitor al acestora sau ocrotitoare. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici luna plină în semnul fecioarei, care îți spune și îți amintește că ești suficient de bun exact așa cum ești. Este o carte cât se poate de benefică vouă, dragii mei, în aceste momente. De ce? Pentru că vă amintește un lucru de care poate că nu vă amintiți tot timpul, da? Poate știți cum este la un loc de muncă, de exemplu, unde există mai mulți colegi, unde se creează tot felul de bisericuțe și se tot vorbește, da? Ba despre X, ba despre Y, da? Este posibil ca de multe ori să întâlniți situații în care să treacă pe la urechile voastre vești sau bârfe, poate nu, care nu-și doresc neapărat să fie răutăcioase, dar care reușesc să fie astfel, da? Despre X sau despre Y sau poate chiar despre dumneavoastră, da? Și atunci, în acele momente, da, chiar nu poți să-ți amintești de acest lucru, că ești suficient de bun exact așa cum ești, da? Iată că de aceea apare această carte în această etalare tarot care, odată în plus, îți amintește de valoarea pe care tu o ai aici pe pământ și care este inestimabilă. Da? Haideți să vedem încă o carte, o carte din Lenormand. Da, iată că avem aici cartea cu numărul 11, așadar numerele 11, 1 și 11 și 2 pot fi semnificative pentru tine în această zi. Această carte se referă la snopi, da? Snopii care pot fi culeși de pe câmp. Se referă la rezultate, rezultatele pe care le poți avea tu în aceste momente din munca pe care ai depus-o până acum și aceste rezultate văd că vin să te bucure pentru că le-ai așteptat foarte mult timp să ai așteptat foarte mult timp să le vezi în viața ta. Da? Indiferent la ce rezultate se referă acest snop, da? Fie că, nu știu, poate te afli într-o relație și ai depus eforturi considerabile ca acea relație să funcționeze, da, văd că, într-adevăr, acum te poți bucura și tu de o relație exact așa cum ți-ai dorit cu partenerul sau cu partenera, da? Sau dacă ești la locul de muncă și acolo ai făcut și ai dat întotdeauna tot ce a fost mai bun în tine, iată că acum te vei putea bucura de, vei putea culege roadele muncii tale.
Da, o carte foarte bună. Hai să vedem încă o carte din acest pachet care se referă la un gând spre care este bine să te îndrepți în această zi, pe care să-l păstrezi în minte. Iată că acest gând bine pentru tine, sunt total adecvat pentru toate situațiile. Sunt una cu puterea și înțelepciunea Universului, reclam această putere și este ușor pentru mine să stau în picioare pentru mine însumi sau pentru mine însumi. Da, dragul meu sau draga mea, iată că este bine că te manifesti odată cu Universul, da? Odată cu evenimentele care curg în viața ta, da? Te manifesti înspre acestea și dorind să fii adecvat sau adecvată pentru orice situație pe care o implică viața ta. Și iată că reclami în aceste momente puterea și înțelepciunea Universului care este acolo pentru tine și de această dată. Care sunt acolo pentru tine și de această dată. Hai să vedem încă două cărți pe care le voi extrage din tarot. Da, iată că avem aici patru de pentacule, dragii mei, o carte din nou interesantă care îmi spune că dacă te afli într-o relație, dragul meu sau draga mea, este foarte posibil să manifeste atitudinea de această persoană este doar a mea și nu o să dau în voie la nimeni să se apropie de ea. Da? Cam asta este atitudinea pe care o vei manifesta în relația în care te vei afla în această perioadă. Da? Dacă ești lângă o anumită persoană, vei manifesta așa o atitudine de a aparține acestei persoane, da? Pur și simplu. Ca și cum ai spune, această persoană mi-aparține numai mie și nimeni nu are voie să se apropie de ea. Da? Ei, bineînțeles că acest lucru poate părea absurd, da? Pentru că nu suntem obiecte, dar cam așa te vei manifesta tu în această relație. Bineînțeles că te manifesti așa din această teamă pe care ai câștigat-o din câteva experiențe eșuate, teama de a nu pierde persoana de lângă tine. Da, de asemenea, această carte, dragul meu sau draga mea, te invită la echilibru, la cumpătare, da? Dacă ai cheltuit mai mult în perioada care a trecut, iată că vei fi invitat sau invitată să faci anumite economii, da? Să vedem în ce măsură vei și reuși acest lucru. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici optul de săbii, dragii mei. Se pare că mulți dintre voi vă găsiți într-o situație fără ieșire în aceste momente și mă gândesc că acest lucru poate avea legătură cu acea carte a constrângerilor financiare despre care spuneam că este vorba la începutul acestei etalări. Da, dacă te simți constrâns financiar, dacă nu ai bani suficienți pentru toate nevoile tale, este clar că te vei simți oarecum blocat sau blocată în această situație, da? Cel puțin pentru o perioadă de timp, până când îți vei reveni, până când te vei reechilibra și vei vedea că de fapt blocajul era în tine și că de fapt depinde doar de tine să te deschizi spre univers, să te deschizi spre oportunitățile care sunt la tot pasul și care vor curge spre tine începând din aceste momente, da? Vei vedea astfel că poți aborda și tu în viața ta cel puțin o asemenea oportunitate care să-ți aducă un venit constant, da? Hai să vedem încă o carte. Încă o carte din partea oracolului, care îți aduce un mesaj. Când vine vorba despre inimă, nu există corect sau greșit. Fiecare alegere pe care o faci îți extinde înțelegerea asupra vieții și a dragostei. Da, dragul meu sau draga mea, iată că atunci când te afli într-o poveste de dragoste, într-adevăr, nu poți greși, pentru că tu iubești, te afli acolo dintr-o pricină
necondiționată, ca să zic așa, da? Nu pui condiții în momentul în care intri într-o relație de dragoste, tu ești acolo pentru a oferi și pentru a primi iubire, da? Nimic mai curat decât acest aspect, astfel încât cu fiecare alegere pe care o vei face în această poveste de dragoste, nu vei face altceva decât să îți extinzi înțelegerea și conștientizarea asupra vieții în general. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!